Ploi, descărcări electrice, căderi de grindină și intensificări de scurtă durată ale vântului cu aspect de vijelie. De asta vor avea parte giurgiuvenii începând cu după amiaza zilei de luni până marți la ora 23. Având în vedere fenomenele meteorologice care vor urma, Administrația Națională de Meteorologie a emis cod galben de ploi torențiale și vijelii pentru București și 33 de județe. Temperaturile vor scădea cu 10 grade față de cele înregistrate la sfârșitul săptămânii trecute. Fenomenele specifice instabilității atmosferice vor fi și în restul teritoriului, dar pe intervale mai scurte de timp. Acum, asta este pentru azi și mâine, deci azi după amiază până mâine noapte. Ca o caracteristică a săptămânii, vreme instabilă, umedă și cu temperaturi în scădere treptată până la 24-25 de grade la maxime, ceea ce înseamnă cu 10-12 grade mai puțin decât am avut săptămâna trecută, la sfârșitul săptămânii trecute. Ploile vor avea și caracter torențial, iar cantitățile de apă vor depăși local 20 de litri pe metru pătrat și izolat, cu precădere în zona de munte, 40-50 de litri pe metru pătrat. Pe arii restrânse va cădea grindină. Potrivit meteorologului Radu Filoteu, temperaturile cuprinse între 25 și 28 de grade sunt specifice normalului perioadei. Cât despre o nouă repriză cu temperaturi caniculare, meteorologii spun că nu va mai fi nicio șansă. Temperaturile medii normale se vor menține până la intervalul calendaristic al sezonului rece.